Aș dori să vă prezint membrii comisiei, cei în fața cărora voi veți prezenta planurile voastre de afaceri. Am să încep cu doamnele, și anume doamna Mihalik Ingeborg, economist. Doamna profesor Gabriela Filimon, profesor în cadrul grupului școlar pentru industrie mică și servicii, este secretarul nostru de comisie. Doamna profesor Anuța Bizău. Domnul viceprimar Ovidiu Nemes. Domnul profesor Giurgi, pe care sigur îl cunoaște. Domnul director Ioan Berg. Președinte de comisie este domnul inspector Liviu Vere din Baia Mare, care va veni probabil la un moment dat. De asemenea, din comisie mai face parte domnul Ioan Mariș, de la Clubul Rotary. Dânsul răspunde de toate proiectele și fondurile europene pe zona Maramureșului istoric. Prezentarea planurilor de afaceri le veți face în funcție de cum decid sorții. Și anume, ca să nu fie ceartă de ce sunt eu primul și eu ultimul, am pregătit câteva bilețele, 23 la număr, pe fiecare fiind scris un număr. Un număr este alocat numelui echipei voastre și în funcție de cum le vom trage la sorți, așa va fi și ordinea prezentării. Vă urez succes și sperăm să iasă totul bine. Mulțumesc mult!